Bună seara și bine v-am găsit la ultima seară de Nostalgia. Din păcate am avut o problemă cu microfonul sau nu era pornit, nu știu, dar oricum nu mă aud mai deloc. Am în intro povesteam că am fost și joi. Astăzi se anunță mai multe surprize, mai ales la scena principală. O să vedem cine o să vină și cât o să putem să stăm. Însă și la scena hip-hop am înțeles că o să fie ceva show-uri live și chiar și la scena Sugar. Și nu uitați să vă abonați pentru că este gratuit și foarte important pentru noi în promovarea canalului. Upgrade, că acum au dus și școlăriță, nu știu dacă și profesori. Așa, aici au pus muzică și cafea. Au pus muzică hip-hop în cancelarie, da, corect. Cabinele astea instagramabile de la Kaufland. Prima e cu niște luminițe, a doua e cu niște păpuși de toate felurile, a treia cu plană, a patra cu niște ouă. Stai pe niște ouă spate. Cea mai mare coadă este la una unde te poți pune în cadă cu niște rățuște. Foarte tare. Deci cam așa arată o cadă, plină cu mini rățuște și în care stai și îți faci o poză.
Mai luăm de-astea? Da. Da, e tipul vreau și eu. Acolo au biscuiți. Nu știu, e tipul, da, mulțumesc. Ok, să facem reclamă la Etipuf pentru că merită. Ne-au dat la napolitane și biscuiți să ne ajungă pentru multe zile. Cei de la Flip.ro toată ziua au dat premii, din sfert în sfert de oră, inclusiv telefoane. Am câștigat multe la ei. Da, bine, eu chiar telefon. Și la cartierul Șucar ar trebui să fie ceva live. Mă ridică mâna una, dacă sunt în picat. E un mesaj și s-a mai decodificat acum.
Cam așa arată culoarul de plecat spre casă, cu reclame la Rom și Forever Endeavor, Forever Young și alte chestii de-astea care nu erau joi când am fost. Astea la Rom sunt chiar drăguțe, panourile, arată bine. Și ghirlande, evident, pe parte și pe alta. Și fix acolo, cel mai în spate, vedeți sigla de intrare, Nostalgia, care era și la scena principală, sigur o știți. E și deși este aproape 12 noapte, că încă mai sunt oameni care vin să distreze. Că, cum îi zic, pot sta până la 6 dimineața, acolo în istoretic ar fi timp. Și la outro va trebui să fac un voice-over, că tot așa nu mă aud foarte bine. Surprizele au fost Mihai Trestariu cu Valahia, Puia a mai fost și Alexandra Ungureanu, pe care pe Puia și pe Alexandra Ungureanu nu i-am prins. La Valahia ați văzut deja în clip puțin două melodii de ale lor. Sper că v-au plăcut clipurile noastre la Nostalgia de anul acesta. Așteptăm și ediția de anul viitor să vedem unde o să fie localizată, dacă tot așa în pădure sau poate într-un parc cum a fost în izvor. Și până atunci, mulțumim că v-ați uitat. Nu uitați să vă abonați, că este gratuit și ne ajută pe noi foarte mult în promovarea canalului și de ce nu să dați și click pe clopoțelul de notificări. Mulțumim mult, la revedere și noapte bună!